Salut! Azi vă prezint un scurt review la un launcher pentru o navigație. În cazul ăsta este o navigație pentru un grande Punto. Cam așa arată. Este CarGuru Web Launcher. Și se poate vedea că e un format cât se poate de simplu. Dacă apăs aici, mă duce pe meniu și putem modifica. Deci aici avem odată toate skinurile. Putem selecta odată premium, astea sunt premiumurile. Costă, bineînțeles, sau le puteți lua cu ad-uri, dar asta trebuie să aveți internet permanent, ceea ce nu am. Astea sunt cele free. E media box-ul care cel care l-am acum. Sunt mai multe modele, ceasul și cam atât aici. Și dacă ne ducem la Other, aici putem face noi, cum se vede, avem griduri. Și putem face noi exact launcherul preferat. Aici avem Restore Theme. După aceea putem selecta radio. E pus mute. Eu am ales navigația. Este Google Maps. Mai e Music. Are mici erori, dar asta e problema lui. Arată uneori că ar merge mașina, dar pe moment suntem opriți. Phone. Pot să conectez telefonul și să-l folosesc așa. File Manager și Chrome. Chrome-ul e, exact cum am zis, internet și se scrie, nu avem internet. Aplicația Tor care este preinstalată. Și dacă vreau, pot intra aici și scrollez. Am widget-uri dacă vreau. Deci pot să intru și pot să-mi aleg eu widget-urile cum să arate. Nu mă interesează acum, dar e o idee bună. Pot să le aleg, din câte vedeți. Aici este toată pagina cu aplicațiile mele. Se mișcă bine. E un pic, să zicem așa, lent față de altele, dar e utilizabil. Nu pot să zic. Aici, dacă apăs, pot să aleg data, ora, sigla și asta se poate modifica. Dacă pun muzică pe partea de MP3, că am aplicația de music, mi-arată aici ce melodie este. Avem busola. Asta se activează doar în mișcare. Navigația la fel. Trebuie să avem ori Google Maps, cum am eu, ori alt. E o listă la ei pe site cu navigațiile utile care pot arăta aici și, bineînțeles, viteza. Aici avem play, repeat pentru muzică, volumul, mai tare, mai încet. Nu umblu la volum pentru că, da, YouTube. Așa. Și avem pentru music, există și versiune pro. Avem odată, eu am pus și skin-ul ăsta. Și sunt mai multe. Avem calendar, compatibility check, deja merge, deci nu am de ce. Background, dacă avem poze, eu n-am poză, putem pune în spatele lui o poză, orice poză vrem. Și haideți să facem altceva. Deci asta este skin-ul când merg cu mașina. După cum vedeți, a fost eroare de 18 km la oră. Tipic pentru aplicația asta. Așa. Bun, haideți să încercăm și... Mai bine haideți să intrăm întâi la setări și după aceea încercăm și restul. Deci avem așa. Vehicle. Aici ne putem seta ce mașină e. Asta e Fiat Grande Punto din 2008. Pot să pun și custom title, dar nu mă interesează. Avem interfața. Adică ce temă vrem. Eu am pus accentul pe roșu. Culoarea principală. Eu am pus hide status bar, după cum se vedea și mai devreme. Keep screen on. Da. Și animations și toate cele. Avem viteză. Screensaver dacă vrem. Da. Cam toate chestiile. Avem programming. Aici putem intra mai în detaliu, putem alege ce avem 2G, 3G și așa mai departe. Sunt foarte multe chestii, dar nu mă interesează pe mine în mod special. Avem statisticile, viteza maximă, e eroare, nu atinge 190 de asta, deci, da. Cât am mers cu el? E, 18 secunde quarter mile. Bun.
Deci cum se vede 18 secunde cu 4 mile. Da. Aici așa face, trebuie să dau eu back. Avem media. Bass boost, putem să modificăm sunetul, să se audă mai bine, dar are așa. Avem location-ul, să știe unde suntem, accuracy-ul. Da. Și aici pot să aleg, de exemplu, varianta nouă. Poate precizie mai bună, n-am văzut nicio diferență, dar da. System options aici, dacă vrem să pornească cu Bluetooth, cu toate cele, să le avem. Ups. Da, la developer. Permissions. Aici să-i aleg eu ce să facă, ce să-i permit eu lui. Pe scurt, nu mă interesează. Bineînțeles, about-ul. Da. Haideți să testăm și un skin. În afară de astea două. Sau mai bine sunt theme. Ne ducem pe free. Pe care să-l alegem. Hai să încercăm asta. Set a theme. Da. Cam așa arată. Și odată avem așa, asta e full screen, putem rămâne așa și putem alege doar vitezometru, ceea ce e un lucru plus, sau vizualizarea când e muzică. Nu o să apară nimic acum că nu e muzică. Așa. Sau aici avem options, ups, și putem pune aici. E destul de customizabil și asta. Nu știu dacă mă lasă. Nu, nu mă lasă. E mai simplu. Hai să mai ne uităm la încă un skin. Boxer. Și ăsta ar trebui să... Da, replace. O, cum vedem, ăsta e mai simplu. Putem pune custom-uri, putem alege noi. Navigație, altitudine, timpul de când stau și toate cele. Asta e, să zicem, simplu. Și da, la fiecare trebuie setat ce face fiecare buton în parte. Nu o să știe pentru că, da. Hai să mai ne uităm la unul, ultimul. Tot free. Ăsta mi se pare cel mai interesant. Ok. Este cu muzică. Bineînțeles, dacă ascultăm muzică, după cum am spus, nu am cum să ascult muzică, dar da. Iar aici avem setări, background și dacă apăsăm pe siglă ne duce în meniul ăsta. Cam asta este. E launcher simplu. Mi se pare că consumă un piculeț cam multe resurse, dar asta e. Ce să faci? Dacă vrei ceva custom și cu multe animații, resursele se consumă că... Da. Cam asta este. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi cât mai bună. La revedere!